1 decembrie este simbolul unității românilor, simbolul unor realizări spectaculoase și ar trebui să reprezinte imboldul gândirii, simțirii și acțiunii fiecărui român acum și pe viitor. România poate avea un destin măreț, România are șansă să obțină respectul, aprecierea partenerilor noștri și fiecare român are șansa să reușească în viață în țara lui. Dacă aveți întrebări. Domnule prim-ministru, este Ziua Unirii. Când se vor uni cele trei provincii prin autostrăzi? Este unul dintre obiectivele noastre prioritare. Autostrada de pe coridorul 4 pan-european, cele 5 tronsoane de la Pitești la Sibiu, sunt prioritate zero. De asemenea, autostrada Unirii, cum îi spunem noi, autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni și nu numai Târgu Mureș-Iași-Ungheni, ci și legătura cu granița de vest, de asemenea, reprezintă o prioritate. Tot printre priorități reprezintă o prioritate tot zero realizarea tronsonului de autostradă Comarnic-Brașov.